Sfântului Duh, amin, binecuvintează, Părinte, ca să vorbesc. Pentru rugăciunile Sfinților, amin. Iubiți credincioși, pentru că este încă praznic învierii, Hristos a înviat. Iată că Mântuitorul Iisus Hristos spune astăzi un cuvânt destul de logic și destul de greu de împlinit. Va veni o vreme când nu ne vom închina nici la Garizim, nici la Ierusalim, ci ne vom închina Tatălui în Duh și în adevăr. Duh este Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură. Și prorocul David în Psalm confirmă. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii Lui toată puterea lor. Iar Mântuitorul Iisus Hristos, când vorbește despre viața în Duh, ne pune în ipostaza două lucruri minunate. Lui Natanael și lui Filip, în Duminica Ortodoxiei, spune: veți vedea lucruri mari și mai mari decât acestea. Veți vedea îngerii lui Dumnezeu coborându-se și suindu-se deci din cer peste Fiul omului. Deci iată legătura duhovnicească a cerului cu pământul prin Iisus Hristos. Iarăși din nou Mântuitorul Iisus Hristos îi consemnează lui Nicodim, sfetnicul de taine, care aștepta mântuirea nascuns, dar de frica iudeilor nu se manifesta oral sau verbal. Și spune, zice, de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Și iată acest bărbat înțelept, în inima lui s-a îndoit. Cum se poate aceasta? Și Mântuitorul i-a consemnat un lucru ușor de priceput prin exemplu vântului. Noi auzim vântul bătând fără să știm de unde merge și de unde vine. Așa și cel ce este duhovnicesc, Duhul îl poartă ce să facă și ce să nu facă, unde să vie și unde să se ducă. Deci, iată că Mântuitorul Iisus Hristos poposește astăzi la poalele muntelui Garizim, ajunge în cetatea Siharului, în părțile Samariei și se așează la fântână, cum de obicei obișnuiește de fiecare dată să-și pregătească. Era într-al treilea an de misiune publică. Își urma să-și pregătească una din lucrările înalte pe care le vestise ucenicilor într-o Evanghelie. În cetate de samarineni să nu intrați, ci mergeți mai degrabă spre oile cele pierdute ale casei lui Israel. Una dintr-un motiv, alta din alt motiv. Mergeți spre cei de neamul vostru, poate vor înțelege ceva și știindu-le năravul și viclenia și răutatea și invidia și pisma și toate slăbiciunile lor, poate o să știți cum să-i luați. Pe păgânii lăsați-mi mie. Asta voia să spună Mântuitorul. Și ca drept dovadă, în clipa când s-a apropiat de fântâna lui Iacov, a făcut într-adevăr un lucru minunat. Au venit la secerat și cei ce n-au semănat. Secerișul era mult și secerători erau puțini, dar se bucurau dinpreună atât semănătorii cât și secerătorii. Așa spune Evanghelia. Și iată că Evanghelia de astăzi este cuprinsă de Mântuitorul Iisus Hristos în câteva fraze duhovnicești rostite de însuși gura Lui și mai mult decât atât se vorbește de rugăciune. Și pentru că astăzi se vorbește de rugăciune și nu o rugăciune de orice fel, ci în Duh și în adevăr, pentru că suntem în biserică și ne aflăm la Sfânta Liturghie, primul exemplu sublim al rugăciunii în Duh este taina Sfintei Liturghii. Deci nu există rugăciune mai adâncă, nu există rugăciune mai înaltă, nu există rugăciune mai tainică și nu există rugăciune mai puternică decât Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. De ce? Nu se roagă oamenii, ci se roagă îngerii. Nu se roagă oamenii, ci se roagă cetele îngerești și puterile Sfinților. Și cetele Sfinților vin și intră împreună cu tine, cum spune la rugăciunea de Vohor. Iar mai mult decât atât, vine Duhul Sfânt. De aceea rugăciunea de astăzi este și în Duh, deci a Sfintei Liturghii și dintotdeauna,
Dar iată că este și în adevăr. Mântuitorul a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul se jertfește și Duhul adeverește. Pentru că cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine. Iar într-o altă ipostasă pe care Mântuitorul o folosește, el spune, cel ce crede în mine, la Matei, nu va înseta niciodată. Deci, iată, Sfânta Liturghie este un izvor de apă vie care veșnic curge și pentru cel prezent și pentru cel absent, precum roa cerului, fără sau cu voia noastră, udă toată fața pământului și o binecuvintează pentru a menține viața a tuturor celor ce mișcă în jurul nostru, începând de la firul de iarbă și până la ultimul vierme din pământ. Deci, Sfânta Liturghie păstrează în taina și în adâncul ei viața tuturor celor ce se pomenesc nominal, celor ce se pomenesc în deopște și celor ce se pomenesc personal, adică pe fiecare cu numele lor și venit cu hârtiuța la altar acolo și cu lumânărica, sau și a celor ce se pomenesc de către slujitorii Sfintei Liturghii pentru popor și țară și toți de pretutindeni, deci fără nume, deci biserica ca o mamă bună și ocrotește și pe cei de aproape și pe cei de departe. N-am să mă opresc aici, ci a fost doar o exprimare a rugăciunii în Duh și adevăr. Și ca drept dovadă că a fost o rugăciune în Duh și în adevăr, Mântuitorul Iisus Hristos consemnează tot în Sfânta Evanghelie și spune, zice, n-am venit să aduc pace, ci am venit să aduc sabie. Cuvântul sabie pe care îl folosește Mântuitorul Iisus Hristos nu este vorba de sabia celor fără de lege, despre care se vorbește în războaiele cele mari și tari. Ci este vorba despre cuvântul rugăciunii care taie și despică întunericul de lumină, răul de bine, adevărul de neadevăr. Iar un alt lucru consemnat de Mântuitorul Iisus Hristos, care vine să ne arate că și Duhul este de față, spune așa, am venit să arunc foc din cer și ce mult aș vrea ca el să ardă. Și unde poate să ardă decât în inima omului, consemnată la Emaus, oare n-ardea inima noastră pentru dânsul, n-aveau foc de lemne în sân, ci avea o inimă înfierbântată pentru dragostea lui Hristos. Deci iată încă o rugăciune în adevăr. Deci prezența la Sfânta Liturghie, împărtășirea din Sfânta Liturghie, ascultarea cu evlavia Sfintei Liturghii și apoi, cum spune mai departe Sfânta Scriptură, înțelegerea legii a profeților și a celorlalte învățături pe care Mântuitorul Iisus Hristos le va expune și în Evanghelia de astăzi. Deci am folosit această introducere ca să înțelegeți că Mântuitorul nu vine în Samaria cu un duh molate, cleneș sau trândav să ducă o discuție inutilă, cum noi de multe ori pățim, în toate discuțiile noastre particulare sau unde obște, omul ascultă, i-a bidilat frumos urechea, a auzit, i s-a părut că a înțeles, i s-a părut că a fost frumos, pleacă și rămâne același. Deci schimbarea nu se produce. Aceeași stare de spirit, aceeași stare de trândăvie, aceeași stare de somn, aceeași stare de căscare, de nepăsare, de lene, de trândăvie, aceeași stare de nu pot, n-am timp. Și deci omul se face că se roagă și Duhul Sfânt se face că vine. Și de aceea, zice, adeseori se tulbură Duhul nostru și noi ne simțim căzuți și morți sufletește, iar la Romani Apostolul Pavel ne spune, zice, numai atunci când suntem cu luarea minte, Duhul nostru adesea se roagă cu suspine. Deci uneori sufletul nostru simte nevoia rugăciunii și printr-o mică trezire a conștiinței, Romani, capitolul 20. Deci vine și se trezește în noi și se roagă involuntar trupului nostru. Deci simte nevoie Duhul de rugăciune. Și rugăciunea este atât de adâncă și atât de subțire și de înaltă, încât poate face despărțirea sufletului de Duh. Spune Arhimandritul Sofroni. Ce înseamnă Duh și ce înseamnă suflet? Sufletul este suflarea rațională din noi sau viața noastră care își are casa în inimă, pentru că noi suntem și trup și suflet, dihotomism, iar Duhul este darul lui Dumnezeu care ne vine din Sfântul Botez, darul Duhului Sfânt, despre care am vorbit odată și nu repet, n-aveți decât să vă aduceți aminte.
care odată cu pecetluirea de la botez vine și pune în noi toate darurile cele bune, începând de la înțelepciune, smerenie și cunoștință și așa mai departe, până la Duhul discernerii, până la Duhul temerii și așa mai departe. Iată că tot Apostolul Pavel ne consemnează că păgânii fac bine din ale firii, nu din ale legii. Neavând lege, fac bine din ale firii. Mântuitorul Iisus Hristos astăzi ne prezintă un astfel de caz concret și îl vom dezbate motamo. Evanghelistul Ioan este un evanghelist foarte înalt și dogmatic, de aceea este și reprezentat prin vulturi, dar mai mult decât atât, ceea ce face evanghelistul Ioan ne face o expunere pe larg, dar o expunere în pilde care pentru cei ce au ascultat Evanghelia li s-a părut o frumoasă poveste. Într-adevăr, a fost o adevărată poveste de Duh. Dar intrând în amănuntul ei, vom vedea că ne-am blocat sau ne-am simțit mici în fața unui munte de adevăr. Va veni vremea când nu oriunde pe fața pământului te vei putea ruga, ci cum spune psalmistul David, în tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, dar mai adâncul cuvântului trebuia spus de Mântuitorul cam așa. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Răcnit am din suspinarea inimii mele. Iată adevărul rugăciunii de astăzi. Iată unde trebuia să ajungă Mântuitorul, în inima samarinencei, să scoată de acolo nici de cum îndărătnicie, ceea ce nu se prezintă până în prezent, nici de cum rea voință, nici de cum invidie, ci doar o simplă tradiție păstrată de samarineancă care știa că nu are ce să discute un samarinean cu un iudeu, știind că iudeii consideră spurcați să evita unii pe alții, cum doi vecini certându-și își dau bună ziua de pe cealaltă parte a străzii. Și iată că intrând Mântuitorul s-a așezat lângă fântână în cetatea Siharului și era în ceasul al șaselea. Deci se vede că Mântuitorul nu dormea până la prânz, se scula mai de dimineață. Și ucenicii s-au dus în cetate, sigur, să cumpere merinde, căldură, arșiță și o simplă fântână din care din vechime și din vremuri de trecut și din vremuri de glorie și de istoria poporului iudeu, Iacov a făcut acea fântână să aibă dobitoace unde să-și aștâmpere setea și mai mult decât atât și oamenii să-și adape pântecele însetate de apele deșertului, fiindcă Ierusalimul este un loc torin și lipsit de apă. Și iată că în momentul acela o femeie samarineancă venind la fântână să ia apă a intrat în dialog cu Mântuitorul Iisus Hristos. De ce n-ar fi venit un bărbat? Mântuitorul Iisus Hristos a mai consemnat de câteva ori în Sfânta Scriptură și prorocul Samuel, ăsta prorocul Ieremia, prorocul Isaia, spune așa, și Solomon în Proverbe. A rușinat Dumnezeu pe cele tari să se proslăvească prin cele slabe. Dar de data aceasta nu era nevoie să se întâlnească Dumnezeu cu un războinic. De ce? Acest neam de samarineni erau oameni care pe vremuri erau recrutați în armata lui Alexandru Macedon din vremurile trecute și erau un fel, ca să spun așa, de spioni ai jidanilor. Nu-i suportau samarinenii pe jidani, ci îi dădeau un viliar. Și atunci, sigur că această distanță între ei a făcut ca ei să nu ajungă nici la schimb comercial de produse, nici la schimb de vorbe, nici la schimb de experiență, nici la schimb de rugăciune, la nimic. Era o luptă care se dusese cândva între iudei și asirieni și se făcuse acea amestecătură în care era elementele iudaice ale legii lui Moise cu închinarea la idoli într-un munte. Și atunci această închinare la idol era legată de două lucruri. În loc jertfele lui Moise, oi și berbeci și dobitoace să fie aduse pe altare de piatră, se aduceau jertfe de desfrânare. Se aduceau alt fel de rugăciuni. Se aduceau și sânge de țap și de berbeci, dar se aduceau și aceste jertfe ale desfrânării. Ca drept dovadă că și această samarineancă, deci nu femeie neînțeleaptă, ci plină de har, pentru că Dumnezeu nu întâmplător a îndemnat-o să vină spre fântână, că El le poate toate câte le vrea, a demonstrat că și ea în sinea ei nu era o femeie destul de morală. Nu se știe, într-adevăr, motivul celor cinci bărbați. Ori fi murit în vreun război,
s-or fi divorțat, or fi lăsat-o și cealaltă femeie cu 7 frați s-a căsătorit să ridice neam în Israel. Dar nu arată motivul. Și spune că murind pe rând, cum or fi murit? Poate au murit în credință, poate au murit în fapte rele, poate au fost uciși cu pietre în tabără, ca i-a fi prins curvind, erau multe metode. Important că ea trecuse prin rosturile vieții, trecuse prin experiența vieții și în acea clipă își căra apa de la fântână pentru că femeia nu prea avea valoare în Vechiul Testament. Deci nu era sortită slugărniciei, era sortită unui fel de prizonierat, era un fel de femeie de servici, de roabă. Și atunci și-a luat gălețile și venind la fântână, prima izbitură, deci cu adevărul a fost aceasta. Nu vrei să-mi dai să beau apă? La care femeia distinsă, deci politicoasă, ca să spunem un cuvânt din vremea aceea, i-a spus, mă mir că tu îmi ceri mie acest lucru. Când, după port, Mântuitorul era îmbrăcat iudeu. Tu știi că eu sunt samarinean, că știi spurcăciunea și desprinderea dintre noi, cum îți permiți aceasta, eu samarineancă fiind și tu iudeu, să-mi ceri să bei de la mine? Și iată, pentru că iudeii n-au amestec cu samarinenii. Dar Mântuitorul Iisus Hristos n-a stat să-i facă politica monetară, ci i-a spus clar în față. Dacă tu ai fi știut cine-ți cere să bei, i-ai fi dat și în schimb ai fi primit apa cea vie. Apa cea vie. Iată primul cuvânt adânc pe care inima femeii l-a primit ca o sabie. Deci iată sabia care s-a coborât din cer să aducă neliniște pe pământ. Și ce îi spune? În clipa aceea inima ei pulsa de curiozitate. Doamne! Doamne! Probabil așa se adresau bărbaților lor cu acest respect, cum spunem noi, domniei tale, măriei tale, deci ceva de politețe. Și îi spune, găleată nu am, fântâna e adâncă. De unde dar iei tu apa cea vie? Dar ea avea găleți, dar n-avea el găleat. Și aici a rămas mirată ea, cum el vorbește despre o apă venind fără niciun instrument de scos. Și în clipa aceea, deci în clipa aceea îi trece prin mintea acelei femei să pună întrebarea cea mai adâncă din toate întrebările. Da, poate din întâmplare tu ești mai mare ca Iacov, părintele nostru? Da, poate, zice, această fântână care ne-a potolit setea de atâta vreme și fiii lui și turmele lui, tu să aduci o apă care să poți să bei și să nu mai însetezi niciodată? Ce poate să fie aceasta? A făcut-o femeia din două motive. Unul din înțelepciune omenească, unul din înțelepciune sufletească. Sufletește s-a mirat că a apărut cineva mai puternic decât Iacov. Sigur că s-a mirat. Apă vie. În primul rând nici n-avea terminul de apă moartă. Dar Mântuitorul îl consemnă în trei cuvinte, zice, apa care o ai tu aici, oricine o bea, dar iarăși însetează. Și îi spune, dar cel ce va bea apa pe care eu i-o voi da, nu va mai însepta în veac și în el se va face izvor curgător de viață veșnică. Iată că a băgat-o în adâncul dogmaticii. Iată că a cutremurat-o Nicodim în clipa aceea, deci Nicodim în clipa aceea când discuta cu Mântuitorul lucruri de Duh, s-a și exprimat îndoielnic. Nu se poate. Cum să se poate să fie omul mare și să intre din nou în pântecele mamei sale? Dar samarineanca nu spune așa. Îi spune într-un mod cu totul frumos, Doamne, dă-mi această apă să nu mai însetez. Dar îi spune și partea lumească cu care gândise. Și nici nu vreau să mai vin aici să scot. Adică o scutea de câțiva kilometri de umblat cu cobilița de la fântână la casă. Și aici Mântuitorul și-a dat seama că ea a gândit atât omenește cât și trupește, dar în același timp și-a dat seama că terenul se pregătește desțelenindu-se pentru o lucrare mult mai înaltă. Și iată că în clipa aceea, deși samarinean ca femeie simplă, deși femeie simplă, primește acceptul să primească apă vie, dar Mântuitorul tatonează terenul în sufletul ei să vadă cum va prinde învățătura și îi spune, dar cheamă-ți și pe bărbatul tău. Deci iată iubirea, iată apropierea, iată înțelegerea, iată familia.
Deci cheamă și pe bărbatul tău și vino aici. Deci adă-l și pe el să-i dau și lui. Sigur că la această întrebare femeia s-a văzut, să spunem, poate pătrunsă de rușine sau în aceeași clipă poate hipnotizată, să spunem un cuvânt așa. M-a pus într-o postură în care n-am să am ce răspunde, dar voi spune scurt. N-am bărbat. Și Iisus atunci începe să-și descopere adevărata realitate, dar cu învățături cu totul grosolane. Eu știu că n-ai bărbat, bine ai zis, dar acum îi detest întreaga viață, nefiind nimeni de față. Căci ai avut 5 bărbați și cel pe care l-ai nu ți este bărbat. Termenul pe care îl folosește Mântuitorul în realitatea istorică de atunci arată că femeia trăia în concubinaj sau nu era legiferată la samarineni, deci nu era legiferată la samarineni căsătoria ca în legea lui Moise, sau pentru că se trăia și în desfrânare. Nimeni nu știe realitatea. Numai istoriile o pot demonstra. Dar de data aceasta Mântuitorul face altceva. Nu-l interesa desfrânarea ei, ci-l interesa că i-a pus în față un trecut pe care femeia credea că nu îl știe, acesta fiind de neam iudeu. Și atunci femeia a spus de fapt ce trebuia să spună. Doamne, văd că Tu ești proroc. Și aici mă opresc și fac o paranteză. Părinte, am fost nu știu unde și mi-a spus tot. Părinte, am fost în cutare loc și mi-a spus tot ce e în casa mea. Am fost și mi-a spus tot ce o să mi se întâmple. Am fost și mi-a spus toate despre bărbatul meu, despre copilul meu și despre mine. Ei, între această descoperire pe care a făcut-o Dumnezeu despre femeia samarineană și această descoperire pe care o facem noi astăzi în căile lăturalnice ale credinței, deci pe care o facem în modul ocult, ca să-i spunem vrăjitorie pe domnește și să-i spunem mai dinamic, spiritist și toate celelalte. Deci, iată că e o mare diferență. Cei care ne înșală astăzi și ne mănâncă banii descoperindu-ne nouă trecutul și prezentul, sunt prorocii mincinoși. Nu mai sunt prorocii despre care spune femeia, Doamne, eu văd că Tu ești proroc. De ce spun lucrul acesta? Pentru că fiind într-o coadă de veac, unde Duhul nefiind curat, rugăciunea nefiind curată, mintea omului fiind slăbănoagă și înclinată din tinerețe la cele rele, cum spune mai departe cartea de rugăciune, trebuie să stăm bine, să stăm cu frică și să luăm aminte, să nu cădem în înșelările false a celor care se ivesc după fiecare colț și sunt proroci, cu cartea în mână, cu prezisul în mână, cu înainte vederea și cu toate celelalte, așa mai zis, spuse, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos i-a spus Apostolului Pavel insuflat să spună, cercetați duhurile să vedeți dacă sunt de la Dumnezeu. Și iată că această femeie îl cercetează pe Iisus Hristos și îl supune unui interogatoriu de care nimeni nu-și dă seama citind Evanghelia. Și iată ce îi spune. Părinții noștri s-au închinat în acest munte. Să vedeți, într-adevăr, dispută teologică și, dacă vreți să spunem, chiar pot să o numesc și ecumenică. Dispută teologică de înaltă clasă. Părinții noștri, deci cei care erau lângă ea, ea nu știa ce a fost înainte când s-au bătut asiro-babilonienii cu iudeii. Ea așa s-a trezit în cetatea Samarului. Zice, ei s-au rugat în acest munte. Iar voi, adresându-se lui Hristos la iudei, ziceți că în Ierusalim e locul unde trebuie să ne închinăm. Dar de ce spuneau că e în Ierusalim? Pentru că în Ierusalim era templul lui Solomon. În Ierusalim era cortul mărturii, asta, sicriul legii. În Ierusalim erau tablele legii, acolo era toiagul, năstrapa, Sfânta Sfinților și așa mai departe și tot ce făcuse Solomon în 46 de ani. Iisus i-a zis, n-a contrazis-o, știa că cunoaște ceva din trecutul istoric, dar a luat-o îndeopște. Da, femeie, da, așa este, dar crede-mă că vine ceasul, deci că vine ceasul, iată îi vorbește a profeție, că nici Gerizimul, nici Ierusalimul nu va fi loc de închinare Tatălui.
Și iată că o izbește cu un nou cuvânt în față Tatălui. Nu îi spune Zeului, Dumnezeului, ci îi spune, în care vă veți închina Tatălui. Și îi spune, zice, voi vă închinați căruia nu știți. Mântuitorul face cu ea cateheză. Cine e acel idol din munte? De unde l-ați inventat? Cine l-a făcut? Și sigur că Mântuitorul, sunt sigur că i-a pus în față cuvântul psalmistului. Toți dumnezeii păgânilor sunt dragi, dar Domnul cerul a făcut. Nu i-a spus-o sub forma aceasta, ci i-a spus-o într-un mod cu totul mai frumos, nu ca să o jicnească, ci ca să o trezească. Da! Dar noi, iudeii, ne închinăm căruia știm. Deci îl știm pe Dumnezeu Savaot, Dumnezeul răzbunărilor, Dumnezeul puterilor, Cel ce șade pe Heruvim și se cutremură pământul, Cel ce presură negura ca cerușa. Deci iată, Duhul Sfânt în psalm ne arată puterea lui Dumnezeu. Dar, pentru că mântuirea este de la iudei, de acolo va veni răscumpărătorul. Și de data aceasta începe să-i tâlcuiască despre profeți. Când i-a spus că mântuirea este de la iudei, să fiți siguri că n-a lăsat doar cuvântul acesta și a lăsat o baltă, ci le-a vorbit lor pe cale Scripturile, începând de la Moise și până la proroci și până la cele ce aveau să se întâmple și cum Fiul omului va fi dat la munți și va fi răstignit și a treia zi va învia. Și inima lor să liniștise după atâta propovăduire 60 de stadii de la Ierusalim la Emaus. Deci vezi? Deci nu că a lăsat-o în trei cuvinte, evanghelistul a concentrat, dar adevărata învățătură a durat, că ucenicii până s-au întors din cetate samarinean, că a mai făcuse alte lucruri. Se dusese din nou în cetate, anunțase poporul, venise oameni, începuse o discuție de ansamblu de data aceasta, era o adunare. Ucenicii s-au și spăimântat când au văzut și s-au mirat cum ăsta își permite împăratul nostru, învățătorul nostru, să discute cu o femeie spurcată, străină și păgână. Dar Mântuitorul a demonstrat în nenumărate ori că păgânii, neavând lege, fac din fire ale legei. Femeia hananeancă făcută câine sau lege călcată în picioare sau nerespectată pentru păcatele hananeilor, ce face? Doamne! Deci îi adresează puterea dumnezească și îi pune în față puterea personalității divine. Și îi spune ce câini mănâncă din fărmăturile stăpânilor. Dacă harul tău va vărsa o picătură și păgânii pot să fie fiii tăi. Mare e credința ta! Cel din Capernaum cu sluga bolnavă nu s-a dus să demonstreze că e iudeu. Dar îl lăudau mai mari sinagogii și spunea, zice, acesta ține cu neamul nostru. Acesta ne-a zidit nouă sinagogă, fă-i lui binele. Dar el s-a apărat și spunea, nu, Doamne, eu nu-s vrednic să vii la casa mea. Numai tu zic cu cuvântul de la distanță că restul se rezolvă. Deci iată câtă credință n-am văzut, spune, în Capernaum, nici în Ierusalim. Și iată credință șubredă și bolnavă, întâlnită duminica trecută. Când slăbănogul care stătea de 38 de ani cu Hristos lângă el îi spune, n-am om să mă arunce. Dar ce sunt eu lângă tine? Oare ce am venit ca să te întreb? Oare pentru ce stau acum lângă tine? Deci vezi ce înseamnă mintea înrăită în lucru rău, a nu-L mai cunoaște pe Dumnezeu? Același lucru se întâmplă și de data aceasta. Oare, Doamne, văd că Tu ești proroc? Să ne cercetăm întotdeauna cu atenție conștiința, să ne cercetăm întotdeauna postura personală, să ne cercetăm cadrul de suferință în care alergăm ca bezmeticii și să vedem nu cumva suferinței pe care o avem, adăugăm una și mai mare, depărtându-ne ușor de Dumnezeu și băgându-ne cu capul în sac ca berbecul, fără să știm că de fapt, alergând spre un bine care îl gândim, dăm într-un rău pe care nu-l voim. Se spovedește, se împărtășește și trece și se repetă mereu. Părinte, zice, eu m-am rugat, dar să știți că tot m-am dus să-mi deschidă cartea, că parcă am vrut să văd cât mai trebuie să mă rog până mi se împlinește. Foarte bine! Dacă ți-a deschis cartea, deja ești sfânt. Și i-am spus, când vei vedea fulgi în urma ta pe stradă, să-i strângi că-s de la sfințenia ta. Părinte, zice, să știți, eu m-am rugat și am făcut canonul ce mi-ați dat, dar tot m-am dus să-mi caute în cafea, că nu prea aveam stare așa, parcă vroiam să știu mai repede ce o să se întâmple. Și cum mi-a spus în cafea, așa a fost. Bine,
Ia-ți un cojoc întors pe dos cu cești de cafea, cum am luat dracu în pustie cu cojocul cu sticluțe, și de câte ori nu-ți poți stăpâni slăbiciunea minții, uite într-o ceașcă cu cafea. Poate Dumnezeu într-o zi va coborî Duhul Sfânt în mintea ta și o vei lepăda acea ceașcă de cafea și vei alerga numai la ceașca de apă a Scripturii, care este psaltirea. De ce spun lucrul ăsta? Doamne, văd că ești proroc. Și Mântuitorul a spus și a prevenit: feriți-vă de prorocii mincinoși, că vă vor spune că Hristos e aici, sau e dincolo, sau e dincoace, sau e în casă, sau e în pustie, să nu vă duceți că vă înșală pe voi. Spuneam mai departe și am găsit scris într-o carte, iarăși un lucru foarte frumos acum de dată recentă, era o carte cu niște minuni legat de această prorocie. Dintr-o minune din Ceoslovacia, de la Medjugorje, de unde se vine Maica Domnului în lipsă de ocupație, în fiecare zi și dă mesaj. Printre care spune ea, deci cum îi întărește pe creștini, zice: eu nu mă arăt călugărilor sau preoților, că aceștia nu cred. Mă arăt vouă oamenilor simpli, că mă primiți altfel. Ce deștept e satana! Știe că smerenia, știe că discernerea e de partea călugărului sau a preotului care are darul Duhului Sfânt și nu vine, dar se duce de partea celui slab de minte, că pe ala îl poate corupe. Spune unei babe că la poartă a crescut o iburuiană care dacă o mănânci slăbești și ești frumoasă. Pe loc paște toată grada să dibuiască iarba respectivă. Și ai făcut minunea. Spune altei babe că dacă ține o piatră în gură îi cresc măselele la loc. Vei vedea toate babele bătrâne cu pietre în gură așteptând să le crească dantura. Deci nu este lipsă de înțelegere și lipsește discernerea. Trebuie să fim foarte, foarte atenți ca nu cumva alergând spre acești proroci pe care femeia l-a pus la încercare și l-a cercetat, să ne trezim în ghienă fără să ne dăm seama. De ce? Minunile și falsele minuni și falsele prorocii sunt în floare atunci când satana vrea să corupă și să sfâșie biserica, precum trage câinile cu gheara din pradă când vrea să o rupă să poată să o mănânce. Deci trebuie să fii foarte, foarte atent și să fii foarte lucid în a înțelege. Și samarineanca a dovedit acest lucru. Noi ne-am închinat cu părinții noștri aici și voi acolo. Ce-i mai bine? Iată că Mântuitorul o pune într-o postură cu totul deosebită. Și îi spune clar. Zice: dar vine ceasul și acum este, când adevărații închinători, nu spune nici tu, nici eu, se vor închina Tatălui în duș și în adevăr. Ei, vorbind de rugăciunea în duș și adevăr, Mântuitorul ne-a învățat adesea în Scripturi cum să ne rugăm. Zice: atunci când vă rugați să nu borborosiți multe ca păgâni. Atunci când vă rugați, zice, să fiți cu mintea limpede și să ziceți așa: Tatăl nostru care ești în ceruri, și până la sfârșit. De ce? Că Tatăl vostru cel din cer știe ce vă trebuie și numai cât v-ați spus la rugăciune și El vouă vă dă. Că celui ce cere cu stăruință ia, celui care bate îi se va deschide, celui care caută află, celui care strigă, sau cum spune frumos prorocia asta, proverbul, copilul care plânge, mama îi va da țâță. Deci iată ce ușor ne învață Mântuitorul spre adevărata rugăciune. Dar rugăciunea în duș în adevăr se izbește și ia la rândul ei astăzi de niște ispite extraordinar de puternice din următorul motiv. Au început și firesc este că atunci când satana vrea să corupă și să împrăște neam omenesc, au început acele femei, au început acei bărbați și acele persoane care încep să aibă tot felul de vise extraordinare. Încep să și le tâlcuiască. Cum este, vă dau așa numai, cazul de la Parepa, cazul de la Păcurari cu Baba Olga, cu icoana făcătoare de minuni, nu știu mai ce zâna din Copou, unde să duc și Maica Domnului vestește câte milioane trebuie să dai, ce icoană trebuie să faci, cum trebuie să te închini, ce vorbește Dumnezeu în clipa aceasta, El să coboară și discută cu tine și spre dăție. Ei, ele să pretind clar văzătoare, să pretind făcătoare de minuni, să pretind a fi la rugăciune înaltă și cum folosesc termenul, fiindcă am citit un caiet destul de voluminos, 59 de vedenii și 24 de extaze. Ei, apostolul Pavel, bietul de el, un nenorocit de apostol, de-abia a avut unul și acela într-a treilea cer, dar nu știe că cu trupul, fără trup, că
că mintea n-a putut pricepe, ochiul n-a putut vedea, urechea n-a putut înțelege și graiul n-a putut spune. Dar ea a spus tot ce trebuie făcut și în fiecare extaz Dumnezeu a învățat-o și cum să curăță cartofii la bucătărie, și cum să se culce sara, și cum să-și facă patul, și cum să-și poarte poșeta, și cum să se pieptene. Deci tot o învață Dumnezeu în aceste rugăciuni în Duh, care spre marea rușine și spre marea, spun eu, mâhnire sufletească a bisericii, este încurajată și de unele persoane care sunt în măsură să cerceteze acest lucru și să-l discearnă. Vezi, babă, că e de la dragi, potolește-te. Și nu o încurajează, zice, da, dragă, de multe ai întrecut și pe călugări, zice. Ei, zice, nu-ți dau dreptate că sunt invidioși că n-au ajuns ca tine. Poftim exprimare. Hei, samarineanca nu s-a lăsat amăgită în felul acesta. Ci Mântuitorul a fost nevoit și deși era Dumnezeu, a trebuit să se pună în postura să-i explice ceea ce înseamnă rugăciune în Duh și în adevăr. Și iată că Mântuitorul îi spune, zice, Duh este Dumnezeu. Și cel ce îi se închină, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Deci iată de ce sufletul are nevoie de rugăciune și nu trupul. Iată de ce Dumnezeu, Duh fiind și cuprinzându-le pe toate în pronia Lui divină și în puterea Lui duhovnicească, vine să ne demonstreze nouă că duhovnicească este și rugăciunea. Noi cu gâtlejul vorbim, Tatăl nostru, dar unde ajunge cuvântul, noi nu știm. Deci unde ajunge cuvântul, noi nu știm. Și atunci când ni se împlinește dorința, ne-am dat seama că acea părticică de cuvânt și cererea noastră a ajuns la Dumnezeu. Ca drept rezolvare și ca drept răspuns, că unul vine la biserică odată și a primit ce a cerut, iar altul vine și o viață și nu primește nimic. De ce? Celui care îi s-a, are, îi se va mai da. Nu bani și casă. Har, milă, putere și tot ce are nevoie. Iar celui ce nu știe să se roage, îi să ia și ce are. De ce? Că pune dracu mâna pe el. Deci îl ia satana, îl varsă într-o latură a ortodoxiei, acolo ori într-un extremism exagerat, ori într-un fanatism aberat, și în felul acesta l-a scos din matca lucrurilor firești. Și îi spune mai departe femeia. Și i-a zis femeia, iată ce deșteaptă femeie, ca Maria Magdalena, ca Maria Lucleopa, ca Maica Domnului și ca toate celelalte femei. Zice, Doamne, știm că va veni Mesia, ce se cheamă Hristos. Erau samarineni și iată că ei știau profeții. Dar nu știm când va veni, dar acela când va veni, va vesti nouă toate. Deci iată cât de înțeleaptă era ea. Ea știa că trebuie să fie un Dumnezeu care le vestește acestea și nu oricine la întâmplare. Nu oricine la întâmplare. Și atunci Iisus, văzând curățenia ei sufletească, nu trupească, i-a zis, femeie, eu sunt cel ce vorbesc cu tine. N-a spus-o sub formă de glumă, ci și-a dat seama că femeia deja era pregătită sufletește să primească minunea cu ochii, deci o minune mai puțin vizibilă. Dar tocmai când să se petreacă mai departe entuziasmul minunii, au apărut ucenicii și văzându-l că vorbeau cu o femeie, să mirau între ei ce vorbește cu ea. Ca om, ce poate să vorbească ăsta, uite, mai face pe Sfântul și el stă de vorbă cu femeie. Evident. Femeia în clipa aceea n-a avut cuvinte să răspundă, dar și-a lăsat găleata la fântână, deci e semn că și-a ales ca Evanghelia să o înțeleagă pic cu pic, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, că a ajuns în cetate, din punct de vedere istoric, sunt convins. Dar că a ajuns mintea în inimă și a început să lucreze și toate gândurile au fost puse și îndreptate la Dumnezeu, cum spune Maxim Mărturisitorul, asta cu adevărat poate fi posibil. Și a spus, veniți să vedeți pe Cel ce mi-a spus mie toate câte am făcut. Și totuși, nu o îndoială, ci un fel de atenție. Oare nu cumva acesta e Hristosul? Oare nu cumva acesta e Hristosul? Și au ieșit din cetate și au venit către El. Deci iată lucru ce se petrece foarte frumos, cum spune Părintele Cleopa în rugăciunea lui Iisus. În clipa când omul trebuie să se roage, trebuie să aibă trei lucruri. Liniștea, mintea la Dumnezeu, sufletul curățit de patim, ea și l-a curățit că deja era mărturisită în fața lui Hristos.
Deja îi spusese lui Hristos păcatele ei. Doamne, s-a adresat de atâtea ori. Dar iată că acum inima, atunci când trebuie să se roage în întâlnirea ei cu mintea, mai are de întâlnit lucruri opritoare. Vine acea spurcată imaginație care și de data aceasta și pe ea o punea într-o mică dilemă. Oare acesta e Hristosul? Nu cumva acesta e Hristosul? Da, el era. Dar cum l-a cercetat? S-a dus în cetate, deci s-a dus cu mintea în inimă și a scos gândurile de acolo și când gândurile au văzut că sunt dulci și s-au îmbătat de dulceața rugăciunii, mintea noastră îl primește pe Hristos și îl cunoaște după semnele specifice. A apărut o carte, Rugăciunea Experiența Vieții, sau nu știu cum se cheamă, de Arhimandritul Sofronie, și arată acolo care sunt semnele Harului. Semnele Harului nu sunt salam cu pâine, nu sunt slănină cu pâine, televizor, pat moale, odihnă, lene, trândăvie, nepăsare, duș, baie și sta degeaba. Semnele Harului sunt dormitul pe aspru și pe tare, mâncatul cu înfrânare, rugăciune cu îndelungă răbdare și multă stăruință și în același timp multă atenție și trezvie de la minte. Și dacă în toată vremea omul va zice, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, mirești mine păcătosul, toți din cetate vor ieși în întâmpinarea lui și stau dracii la vamă, dar se topesc de puterea rugăciunii și atunci mintea se întâlnește cu Hristosul și toți se întorc. Și atunci toți se întorc la, toate gândurile se întorc la adevăratul Dumnezeu și Apostolul Pavel spune mare taină în Hristos și în biserică că Hristos se întâlnește cu inima precum mirele cu mireasa. Deci iată lucru pe care femeia l-a demonstrat. Zice, dar atunci au sosit ucenicii și venind, femeia s-a dus și a spus, veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte au făcut. Și au ieșit din cetație toți și au venit către el. În timpul acesta ucenicii îl rugau zicând, învățătorule mănâncă. Și Mântuitorul le-a dat și la aceștia o lecție de rugăciune. Omul nu va trăi numai cu mâncare, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Lor li se descoperă că e Dumnezeu și le spune, mâncarea pe care am eu de-o mâncat, voi nu o știți. Dar le spune, mâncarea care o am eu de-o mâncat este să fac voia celui care m-a trimis. Deci iată, cel care m-a trimis este în Duh și m-a pus să săvârșesc lucrul lui. Nu ziceți voi, și aici le dă frumos pilda, le dă frumos pilda întoarcerii cetății Samarului la creștinism și le arată, zice, nu ziceți voi că sunt 4 luni și vine secerișul, deci a arătat că a trecut vreo 4 ceasuri și toată cetatea avea să vină la propovăduire. Hristos a semănat și apostolii culegeau ce? Culegeau tocmai admirația și învățătura pe care ei, stând lângă învățătorul, nu știau de unde să ia. Pentru, de ce? Iată ce au făcut samarinenii în clipa cunoașterii lui Dumnezeu. Dar a cărei cunoașteri? A cunoașterii duhovnicești. N-au venit să-l pipăie, să-i pună mâna pe oase și pe carne ca Toma. N-a venit să fugă ca apostolii și să răzbușească acolo giulgiurile și mahrama în care a fost acoperit. Ci au alergat din cetate urgent la fântână și au spus, mulți samarineni din cetatea aceea au crezut în el, pentru cuvântul femeii care mărturisea mi-a spus toate câte am făcut. Deci după ce a venit la el samarinenii, îl rugau să rămână la ei, încă 2 zile a rămas el, dar zice că mulți au crezut pentru cuvântul lui. De ce? L-au auzit vorbind. Când mintea începe să-l cunoască pe Dumnezeu, nimeni nu mai poate opri și o poate desparte. Isaac Siru spune așa, cel ce dulceața rugăciunii a dobândit o fuge de oameni ca asinul sălbatic. Iar cel ce dulceața rugăciunii a dobândit, zice, are toată fericirea în cer și pe pământ. Căci Iisus a mărturisit însuși că este un proroc și nu-i cinstit în țara lui. Deci Mântuitorul a spus că este proroc, dar în țara lui nu-i mărturisit și a vrut să plece din partea Galilei acolo. Dar mai mult decât atât, să vedeți o întâmplare mai minunată. De data aceasta, cei din cetate îi spuneau femeii, noi nu mai credem numai pentru că ne-ai spus tu cu cuvântul, dar noi însuși am auzit și știm că acesta este adevăratul Hristos, Mântuitorul lumii. Pe cine au văzut ei mântuiți ca să-L cunoască că acela e Mântuitorul lumii? Pe cine au văzut ei vreodată dus în rai să-L cunoască că e Mântuitorul lumii? Dar este exact cuvântul pe care l-a spus Hristos. Vântul bate, dar nu știe unde se duce și unde vine. Cuvântul a căzut, dar nu știa nimeni unde a căzut. Ci numai Hristos știa că acest popor
În îndoiala inimii lui, știa din amintirile legii lui Moisi că trebuie să fie un Dumnezeu adevărat. Știa că trebuie să fie un Mesia. Știa că trebuie să fie un Mântuitor și un Izbăvitor, dar nu-l știau. Și Mântuitorul le spune, acum este vremea. Acum, în clipa aceasta, este vremea. Și iată că în clipa aceea, când i-a spus că acum e vremea, și-a spus, eu sunt Mesia. Și sigur că sentimentul de Mesia, de Izbăvitor, i-a făcut pe aceștia să ajungă la adevărata cunoaștere de Dumnezeu. Și să vedeți întâmplări minunate și adevărate în continuare după aceea. S-a încreștinat cetatea, apostolii au plecat cu Mântuitorul, iar femeia samarineancă l-a urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos, până în Roma, până în Ierusalim, iar la pătimirea Mântuitorului în Ierusalim, se spune că acea sclavă, Veronica, care a șters fața Mântuitorului cu mahrama, era una din slujile de la casa femeii samarinence. Și ea a îndemnat-o să-i șteargă fața, pentru că îl cunoștea încă de la fântână. De aceea Maica Domnului, după ce s-a încreștinat samarineanca, i-a spus, fotini, adică vederea feței lui Dumnezeu în lumină. Deci iată ce nume frumos. Și spune că și celelalte surori ale samarinencii s-au încreștinat, 3 la număr, și după ce Nero a început acea prigoană catastrofală în Ierusalim, ultimul copil al samarinencii, cel mai mic, era chiar în armata, deci din armata romană. Era un fel de, cum ar fi, ca un fel de ostaș gradat, cum ar fi un caporal. Și cineva din răutate l-ar fi părât chiar lui Nero, deci că este, asta s-a petrecut în anul 67, deci că este fiul acestei femei care propovăduia toată partea aceea, spune mai departe, că a predicat Sfânta și până în Cartagina. Și a ajuns și până la Roma. Și spune că atâta putere a avut în cuvânt, încât au prins-o, și în fața ei îi omorea surorile, le jupuia de vii, le tăia carnea bucăți, le tăia capul și le arunca leilor să le mănânce. Leile miroseau și nu se atingeau de ele. Iar când a văzut că tot nu se leapădă, fiindcă au început să o bată cu vergi și cu toiege de fier și să o chinuiască, a spus așa, zice, voi nu puteți să aveți un Dumnezeu. Pentru că dacă l-ați iubi pe Dumnezeu, n-ați face rău apropiului. Pentru că dacă l-ați iubi pe Dumnezeu, zice, l-ați iubi din dragoste și nu din forță, zice. Iar zeii voștri sunt niște lucruri mincinoase de piatră, de lemn, de aur și de argint. Și atunci împăratul a dat ordin să fie jupuită de vie, i-a scrijelit toată carnea cu unghii de fier, i-a tăiat capul, l-a aruncat într-o fântână împreună cu trupul, iar o parte din părțile trupului, sâni, picioare, mușchi, le-a aruncat să le mănânce fiarele. Și zice că fiarele le lingeau și nu se atingeau de ele să le ia în gură să le mănânce. Și în taină, deci în taină au fost luate cu timpul și în vremuri care au urmat în timpul împărătesei Teodora, în timpul împăratului Justinian, și capul spune că ar fi la Caracalul, în Sfântul Munte Athos, iar piciorul femeii samarinenci de la genunchi în toc de argint la mănăstirea Iviru, în Sfântul Munte Athos. Eu personal nu le-am văzut, că n-am fost pe acolo. Dar ce rămâne minunat, rămâne altceva. Că și în clipa când îi tăia fiul lângă ea, deci i-a tăiat capul fiului său, împăratul îi spune, și nu ți-i milă de carnea lui și de tinerețea lui? Nu, zice, fiule, adu-ți aminte cu ce mesaj a întâmpinat Mântuitorul pe apostol. Pace vouă și bucurați-vă. Zice, mergi în ceruri că ne întâlnim cât de curând acolo. Deci nici nu se gândea să plângă și să vaite, vai de mine, fiul meu sau nu știu ce. Nu! A înțeles calvarul și suferința Fecioarei Maria, a înțeles suferința crucii lui Hristos și a înțeles că mai bine este să se întâlnească acolo, după cum i-a și spus împăratul în timp ce vrea să o jupească de vie, zice, tu ai să mă mor trupul, dar sufletul meu, zice, are acea frază adâncă, zice, păstrată de la Mesia și îi citește aceea, zice, și cineva crede în mine, zice, va fi pântecele lui izvor de apă vie. Deci iată, cine crede în mine nu va înseta niciodată. Și așa s-a sfârșit, viața femeii samarinence care s-a încreștinat și a propovăduit de la Roma și până la Ierusalim, fără frică,
fără tăgadă, iar mai mult decât atât ne-a învățat rugăciunea în Duh și în adevăr. Rugăciunea în Duh și în adevăr, în toate treptele ei, ca să nu vă plictisiți și să vă ia somnul, este rugăciunea pe care o face biserica de obște, deci începând cu toate erurgiile și tainele, este rugăciunea recomandată nouă de preot și de duhovnic. Psaltirea, de care mulți se tem ca de vrăjmașul, neștiind că de fapt vrăjmașul fuge de psaltire și nu psaltirea de vrăjmaș. Așa? După aceea este ceaslovul, este cartea de rugăciuni, este prăvilioara, deci pe care creștinul o are în geanta lui sau la căpătâiul pernei și la patul său, din care se roagă deocamdată cantitativ. Și l-am înălțat pe Domnul sub limba mea. Sau cu glasul meu către Domnul m-a rugat, cu glasul meu către Domnul am strigat. Iar de la această cantitate de rugăciune pe care voi veniți și spuneți că vă este lene să o faceți, că vi se împrăște mintea, că nu știți cum să o faceți, că nu știți de ce se întâmplă lucrul ăsta, eu vă spun ce spune Patericul. Un ucenic mergând la Ava să întrebe de ce se tulbură în timpul rugăciunii, el a spus, roagă-te, fiule, așa împrăștiat, că cel ce te-a împrăștiat știe de ce te-a împrăștiat. Adică satana, care a văzut că rădici război asupra lui cu rugăciunea, a venit să te tulbure ca tu să o lași. Dar, zice, viteaz este cel ce se luptă, spune Apostolul Pavel, după legea jocului. Deci după ce ai să treci cu harul lui Dumnezeu de rugăciunea împrăștiată, ai să dai la rugăciunea curată. Dar acea rugăciune curată are și ea la rândul ei capcanele și problemele ei. De ce? Simeon, nou teolog, arată destul de frumos. Treapta întâia a rugăciunii, sau rugăciunea cea simțită care începe să se facă cu inima și nu numai este cugetătoare cu mintea, are etapele ei înșelătoare. Și cea din tâi etapă spune că vine dracul în chip atât de viclean și de subtil, încât ne dă mirosuri plăcute, ne dă lacrimi fără de măsură, ne dă niște stare de căință și smerenie care, vai de mine, nouă ni se pare că nu știu ce am dobândit, ne dă o stare plăcută, zice, chiar ne vorbesc duhurile și ne îndeamnă ce să facem, fie în vis, fie aievea, și ne duc până acolo, până ne duc la pierzare. Adică, cei ce s-au înșelat cu acest fel de rugăciune spune că au căzut cădere jalnică. Stau unul în pustie și îl scula îngerul la rugăciune, doar așa concret, nu stăm să detailăm. Și când a crezut îngerul că l-a dobândit de ajuns, i-a spus, fiule, vine tată, tu zice, dar nu el, e satana prefăcut, să iei o bardă și să-l omoare, zice, că pentru rugăciunea ta curată ți-am descoperit. Și omorând pe tatăsul, satana i-a spus ferm și prompt, greu, mi-a trebuit ani mulți, mi-a trebuit vreme multă, dar te-am biruit, nemernicule. Deci iată câtă înțelepciune are satana. Și tot satana cel viclean se ducea la un bătrân luptat de duhul curviei. Și pururi se chinuia bătrânul cu patima desfrânării și iar cădea și iar se ridica și iar cădea și iar se ridica. Și deodată îi șoptește satana dulce la ureche, aruncă icoana Fecioarei din chilie și nu te va mai lupta nicio patimă. A rămas mirat, i-a plăcut la început, dar a rămas mirat. Și s-a dus la bătrânul de vis-a-vis și i-a spus, uite, zice, a venit o arătare îngerească și mi-a spus să scot icoana din chilie, că n-o să mă mai lupte patimele. Fiule, când va mai veni acea arătare, să-i spui așa, vreau să curvesc cu toate femeile Alexandriei, să mor desfrânat, dar nu lepădat de Fecioara Maria sau de credința cea adevărată. Și satana îi spune, zice, nemernicule, asta nu-i învățătura ta, ci a răufăcătorului de mai sus. Deci ăla l-a scos din gheara lui. De aceea principiile isihaste și mistice și chiar elementul isihast din centrele monastice, deci călugărești, este vegheat și supravegheat sub atenția filocalică a părinților duhovnicești și sub atenția ascetică a celor care au trecut prin aceste faze de rugăciune. Nu te apuci tu de făcut rugăciunea lui Iisus și ți-a ciocnit în ușă, gata, tu ești făcător de minuni. Ci că semnele la rugăciune sunt semnele mândriei. Tu te-ai rugat că vrei semne. Cum îmi spunea odată cineva și îmi povestea, zice, părinte, zice, îmi stânge candela, îmi închide cartea, mi-o trage din mână. Păi zic, știi de ce face treaba asta? Pentru că atunci ar trebui să te pui în pat și să te culci și să începi să zici, Doamne Iisuse, cu plapuma în cap. De ce? Ca să-i arăți lui că te poți ruga și altfel, nu numai în genunchi, văzându-te el că tu te rogi. Și las dacă a mai venit vreodată.
Și iarăși o întâmplare de acest gen, spunea odată cineva, zice, ori de câte ori, zice, încep să mă rog, zice, de câte ori încep să mă rog, zice, nici n-apuc să mă rog și atâtea lacrimi îmi vin, zic, ei, când îți vin lacrimi, ia să te apuci de făcut metanie, să nu te mai rogi. Ce părinte zice, da, da, dar e un dar și ăsta, știi? Deci își contesta darul, cum îmi iei darul Sfințeniei. Zic, mă tare, fă câte 100 de metanii când vin lacrimi. Și spune la un timp, zice, părinte, să nu vă supărați, eu v-am făcut încercarea și canonul ce mi l-ați dat. Dar zice, am pierdut darul lacrimilor și am trecut iar la rugăciune. Zice, eu mai bine vreau lacrimi decât să bat metanii. Păi vrei lacrimi, că-i plac lui dracu să te dea în slava de șarcă. Ia bate tu metanii de unde nu vin lacrimi. Să vezi cum fuge dracu și se smerește. Adică ce se întâmplă? Satana ne prinde exact cu ce ne doare. Satana ne prinde exact cu ce ne place. Satana ne culege exact cu ce ne trebuie. Adică nu stă el să-și piardă vremea și să facă cu noi discuții teologice. Nu stă el să ne tâlcuiască nouă dogma Sfintei Treimi sau să ne spună ce înseamnă rugăciunea adevărată. Ci vine și ne dă ce ne place. Ne dă să ni se împlinească visul, ne dă să ni se împlinească arătarea, ne dă să ni se împlinească semnul. Și chiar ieri m-am distrat, spune eu sufletește, că m-am dus undeva, am avut o treabă și îmi spune, zice, părinte, zice, mi-e plină casa de farmice. Păi zic, și cum? Dar ce semn ai că e plină casa de farmice? Zice, știi? Așa când intru, zice, prin casă, o scamă aici, una acolo, cine le-a pus acolo? Dar cine putea să le pună decât Satana să râdă de tine? Adică ea o fi căzut de undeva și tu ai și dat interpretare. Zice, atâtea bozgoane, nu mai poți să dormi nici noaptea. Zic, ei, uite ce se întâmplă. Zic, acum sfințim, aruncăm cu aghiazmă, dar matale în fiecare seară să faci câte o catismă la psaltire, să faci câte un paraclis, să te rogi și să vezi dacă ori mai veni bozgoane. Nu, mi-a spus cineva categoric, dacă citești la psaltire, îți distrugi familia. Zice, asta nu o pot face. Dar de ce distrugi mamă familia? Zice, ce are familia și psaltirea? Nu e adevărat, zice. În clipa când începi să citești, zice, la psaltire, toți dracii se suie în capul tău. Păi și zic, dacă ei stau deja, tu cum faci ca să-i trimiți de acolo să nu mai șadă? Că doar ai spus că ți-e plină casa de bozgoane. Păi zice, am făcut sfințire, zice, și nu știu ce am să mai fac. Fă și psaltirea. E, a rămas, că așa i-a spus ei, să nu citească psaltirea, că se distruge casa. Ori rugăciunea duhovnicească, tocmai psaltirea este, că nu e inspirată de Gheorghe, de Ion, de Vasile, ci este inspirată de Duhul Sfânt și Dumnezeu Duh este. Iar mai mare decât psalmul, cum spune Apostolul Pavel, cine are inima bună să cânte psalmi, arată și Sfinții Părinți destul de categoric în rânduiala Sfântului Pahomie cel Mare. Isihie fără psalmodie nu s-a întâlnit vreodată, dar nici psalmodie fără isihie. Adică cine crede că a citit numai psalm și cu asta s-a sfințit și s-a curățat mintea greșește, deci e obligat în toată vremea și în tot locul să-L aibă pe Doamne Iisus în minte sau Tatăl nostru, dar și cel ce zice Doamne Iisuse să nu se amăgească că zicând Doamne Iisuse a scăpat de citit psalm. De ce? Sunt temelie una alteia. Pentru că în curățirea treptei celei de-a treia spune așa, ascultarea de duhovnic, binecuvântarea duhovnicului, sfatul lui și urmarea sfatului lui în cele ale rugăciunii, îl face pe om să sporească în fapte bune. Adică cum? În ascuns și neștiut de nimeni. Când ai început să spui acea fustă lungă și acel batic până pe ochi și șeragul de metanii după tine și începi să faci pe agrozavă, prin piață, prin tramvai, prin autobuz, prin biserică, prin casă, pe acasă, pe la masă, nu mai ești tu. Ăla-i Satana care a venit și te-a dat într-un extremism exagerat sau într-un fanatism aberat. Adică, nu în exterior să stă cu rugăciunea, ci în interior. Va veni o vreme, spune Mântuitorul, că Duh este Dumnezeu și trebuie să ne închinăm în Duh și în adevăr. Ia ca cum s-a închinat Manasi, sta încovrigit acolo într-o cușcă de fier legată în lanțuri și după ce a greșit el și a văzut că s-a pocăit, și nu știa cum să-i mulțumească lui Dumnezeu, a spus Dumnezeu la Avram și la Iacov, eu n-am cum să mă plec în fața ta, că mă vezi robit în lanțuri. Dar îmi plec genunchii inimii mele, inimii să-i dai haină de smerenie până în pământ, inimii să-i pui basma curată de cinste, omenie și dreptate, să pui metanii în gura ta. Deci metanii în gura ta, Doamne Iisuse, la fiecare limbă scăpată și bârfă aiurea și fără rost.
Iar atunci când vii la împărtășit și l-a spovedit, să-ți vezi numai păcatele tale și să nu aduci argumentul păcatelor altuia care te-ar fi încurcat pe tine la mântuire. Pentru că Mântuitorul a spus de clar și categoric, cel ce vrea să slujească Dumnezeu trebuie să pregătească de ispite. Ce părinte, de când vin la biserică și mă rog, toate merg pe dos. Dar ce vrei, să-ți margă pe față? Păi te întreb un lucru. Dacă până amuți făceai de cap și dracu te avea în mână și acum ai început să-i stai de-a curmezișul, oare el stă degeaba? Și în cine va intra? Va intra în bărbat, sau va intra în femeie, sau va intra în copil, sau va intra în vecin, sau va intra într-un negru străin de pe stradă, și deci îți va aduce el nemulțumire și jigniri. Dar dacă tu ești om înțelept, cum a zis prorocul David, ca un mut eu nu vorbeam, ca un surd eu n-auzeam, și spune mai departe, eu sunt verme și nu om. Deci, și Apostolul Pavel spune, ne-am făcut ca măturătura drumului, scuipați, bătuți, de 5 ori câte 40 fără una și am fost și închiși în temniță și era să ne necăm și pe mare. Dar noi nu vă spunem de necazurile noastre ce le-am petrecut în Asia, ci vrem să vă spunem că mult poate rugăciunea dreptului cea fierbinte, spune acolo în rugăciunea de la Sfântul Maslu. Deci așa și noi, să nu ne plângem de scârbă, să nu ne plângem că biserica nu ne rezolvă problemele care le credem noi rezolvabile. Nu întotdeauna biserica este în măsură să satisfacă liniștea unei familii atâta timp cât unul este credincios și unul necredincios. De ce? Biserica face pomenirea miridilor, biserica face pomenirea de oște, face spovedania, împărtășania, cununia, botezul și celelalte taine, dar nu le face forțat, nu le administrează rațional, nu le administrează șablonat. Gata, ai prins un păcătos, i-ai căscat gura cu clești, i-ai turnat sfinte și ăla-i sfânt. Nu. De bună voia mea mă voi mărturisi Domnului, spune David, paharul mântuirii voi lua, numele Domnului voi chema, fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea e pururea, spăla-mă greu și mai vârtos decât zăpada mă voi albi, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, cum spune acolo, ferește-mă de cei ce cursă mi-au pus mie. Dar care este esența? Ridicarea mâinilor mele jertfă de seară, auzi-mă, Doamne. Să nu știndă dreptul mâna la fără de lege. Pentru că ce se întâmplă când ai luat-o pe calea bisericii și mai alergi și prin vecini, și prin farmici, și prin bobi, și prin cafele, și prin cărți, și prin prezice, și prin vrăjitori, și prin deschizători, și prin căutători. Iată să vă spun o chestie, spun eu frumoasă, care, când am auzit-o, m-am mirat mult. Oarecare persoană care se spovedea aici, la mănăstire, deci ea n-a spus în anii ei de spovedanie, deci de când a venit din 95 sau 94 vreodată, că lucrează pe lângă rugăciuni și lucruri rele. Și atunci când a fost să moară, n-am spus eu, ci marturii oculare ai sfârșitului ei care au stat lângă ea, a văzut că a început să putrezească de vie pe pat și limba în gură și carnea pe ea să facă vieri și nu știau ce să petrece. Și de-abia în târziu, după chin și scuturătură, îi citeau Paraclis-o, scutura Duhul rău, îi citea Psalmi-o, scutura Duhul rău, îi citea rugăciune-o, scutura Duhul rău, o împărtășise preotul și eu am împărtășit o bolnavă la pat, pentru că avea cancer. Dar n-a spus niciodată lucru rău și drăcesc care zăcea inima ei. Iar când a fost aproape să-și dea sfârșitul, când n-a mai putut răbda, că totuși Dumnezeu vrea mântuirea păcătosului și să fie viu, cineva dintre ale familiei a spus, zice, ia s-o iscodit sau s-o întrebați, nu știu cum a fost întâmplarea, că zice, ea știa să facă farmece și n-a spovedit niciodată. Deci pe lângă faptul că se spovedea și se împărtășa, se mai ocupa cu făcut de samcă, cu făcut de ursită, cu prostii de genul ăsta, să-și răzbune niște neputințe ale tinereții față de infidelitatea soțului. Și spune că în clipa când a început să se mărturisească sau mai înainte de acea clipă, a ieșit dracu exact ca șarpele din gura ei și s-a înșurat prin tot apartamentul ăla. Și l-au văzut martori oculari, deci era preotul de față, era prieteni, rude, surori, ce-or fi fost acolo. Și toți l-au văzut și s-au înspăimântat și de frică ce să facă, hai să citească la psaltire. Degeaba citeau la psaltire, că pe ea o scutura mai rău și după ce a făcut dezlegarea și cineva a spus adevărul real, uite, a făcut asta, 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 și ea a încuvințat că da, de-abia atunci a strâns-o Dumnezeu. Dar toate ispitele și rugăciunea ei și toată scârba ei și toată suferința ei, cu ce s-a încununat? Cu statul iad.
Pentru că acum trebuie să șadă în iad, să-și facă canonul pentru călcarea nevrednică a Sfinților, pentru spovedanie necurată, pentru fapte bune amestecate cu spurcăciune, pentru farmece care atunci când faci farmece e ca și lepădarea de Dumnezeu și ca și crimă, și ia ca așa mai departe te trezești că vine creștinul în biserică și se duce în iad. De ce spun lucrul ăsta? Ca să fie de învățătură și luarea minte că samarineanca nu s-a lăsat păcălită de prorocii mincinoși. Și că, Doamne, eu văd că Tu ești proroc. Dar de ce Tu ești mai tare ca Iacov? Că noi știm că o să vină un Mesia. Noi știm că El o să-L cheme Hristos și o să ne le spună toate. Deci nu s-a lăsat înșelat. A ispitit. A cercetat. Cercetează. Dumneata vii la biserică? Dumneata te spovedești? Dumneata te împărtășești? Ești om serios? De ce faci minuni tocmai la casa ta și nu le faci în biserică? Știe preotul satului că tu-mi deschizi de cafea sau deschizi psaltirea sau evanghelia sau toate celelalte și că tu faci minuni de genul ăsta? Știe preotul tău că tu ai vedenie și extaze din 5 în 5 minute ca găina când se uită pe cer și îi se pare că bate o frunză și crede că-i uliu? Deci trebuie să fim cu luarea minte și să ne gândim că Dumnezeu nu la întâmplare în praznicul învierii, după toate cele arătate, mărturii ale învierii, a pus rugăciunea în Duh și în adevăr. Cine nu se roagă în Duh și în adevăr, nu sporește cu nimic. Cine nu se roagă în Duh și în adevăr, va muri și va ajunge în iad. Adică ce înseamnă rugăciune în Duh și în adevăr? Să-ți pui nădejdea în taina rugăciunii și în tainele bisericii până la moarte, și nu moarte pe cruce ca Hristos, ci moarte pe suferință. Pentru că am cunoscut caz concret de persoană căruia i s-a făcut 40 de sfinte masluri, că avea o neputință groaznică. Și ca tot omul, toți cârteau, ce băi asta nu vede că e moarte, mai umblă după Sfântul Maslu. Ce-i mai trebuie ei Sfântul Maslu? Ei, într-adevăr, când s-a împlinit al 40-lea Sfântul Maslu și era postul mare și i-a mâncat fără un de lemn cu un fel de boală de asta cronică care putrezesc oasele și se macină, ei, credința ei, simplă dar curată, credința ei statornică că când se va împlini al 40-lea Sfântul Maslu, ea va scăpa, a făcut ca atunci când s-au împlinit cele 40 de sfinte masluri, de la sine, bineînțeles, și cu medicamentul doctorului, că doar doctorul a spus, măcar ea să nu moare în dureri, s-a închis frumos ranele, de la sine, a crescut o carne roză, lucru verificabil și până azi că persoana trăiește, și, deși merge în cârjă, bate drumurile la deal și la vale și în biserică și oriunde. Și trebuia să fie moartă de 20 de ani. Dar a fost nădejdea rugăciunii curate. A fost nădejdea în Duh și în adevăr. Adică a fost nădejdea că numai biserica mă poate rezolva și nu țața Ioana cu plumbi, nu țața Maria cu ceară, nu țața Maria cu bobi, nu frăsâna cu ață roșie și nu cu tare cu pene de butuc. Deci trebuie să fim cu luarea minte. Rugăciunea în Duh și în adevăr n-are semne și minuni. Isaac Siro a spus, minunat lucru este să-și vadă omul păcatele și să le plângă până la sfârșitul veacului. Și închei cu un argument dogmatic, dar popular. Dacă Adam ar fi umblat cu drujba în rai să taie pomul cunoștinței binelui și răului, să-i umple rucsacul cu miere și să-l care în spate să mănânce cum mâncăm noi zi de zi din păcate, fără să ne dăm seama, Dumnezeu l-ar fi pierdut de pe fața pământului. N-ar mai fi fost neam omenesc. Dar Dumnezeu, prin greșeala lui Adam, a arătat că un păcat cât de mic e la fel de mare cât unul mare mare. Deci ori îți dau un cap, ori îți trag o palmă, tot păcat este. Ori te înjur, ori te izbesc, e tot păcat. Ori te resping, ori te urăsc, e tot păcat. Ori te bat, ori te neglijez, e tot păcat. Deci să nu trăim cu impresia că sunt păcate care sunt mici și trec cu vederea, sau sunt păcate mari care, vai de mine, alea-s toate. Nu! Toate sunt păcate. Adam a greșit un pic și a răscumpărat aproape 5.000 de ani. Iar noi greșim în fiecare zi și nici nu durează un an de pocăință și deja încep facerile de minuni. Minunile noastre, într-adevăr, sunt catastrofale, că atrag mânia lui Dumnezeu la tot pasul și venirea sfârșitului lumii pentru nenumăratele păcate. Dar totuși rămâne o minune mai mare decât taina minunilor, că bunătatea lui Dumnezeu ne rabdă așa răi cum suntem și așteaptă întoarcerea noastră. Că El a spus, eu nu vreau ca lumea să moară. N-am venit să o judec, n-am venit să o osândesc, n-am venit să o pierd. Am venit să o mântuiesc. Cei bolnavi au nevoie de doctor, cei am venit pentru cei bolnavi, nu pentru cei sănătoși,
Dar am venit ca lumea să aibă și din belșug să aibă. Și a încheiat așa. Dacă n-aș fi vorbit, păcat n-ar avea. Dar acum știu și nu au răspuns la păcat, că cunosc. Și dacă n-aș fi făcut minunile care s-au făcut, păcat n-ar avea. Dar am făcut minuni pe care nimeni nu le-a mai făcut. Nimeni nu s-a născut din fecioară, nimeni nu a înviat a treia zi după Scripturi, nimeni nu s-a pogorât din ceruri, nimeni nu s-a suit la ceruri, nimeni n-a suit pe om de-a dreapta Tatălui. Decât Dumnezeu. Și pentru că m-au văzut și au văzut și minunile mele, m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Și spune Mântuitorul Iisus Hristos, zice, largă va fi calea ce duce la pierzare și strâmtă calea ce duce la viață veșnică. Să ne luăm inima în dinți, să ne înarmăm cu rugăciunea lui Iisus, nu numai în ținută vestimentară, ci și în ținută sufletească, temporar împărtășiți, temporar spovediți, permanent cu canon și rugăciune, nu cum spunea cineva, și iarăși o fac o afirmație bolnavă, ca să vedeți că sunt și oameni bolnavi în forul superior. Zice, nu vă mai duceți, vrei, la mănăstire, că popia vă dau canon. Și zice, femeia respectivă îi spune, și bine, părinte, zice, dar nu vă gândiți că păcatele noastre trebuie să facem ceva pentru ele? Și a dat o afirmație cu totul pozitivă, zice, mai dragă, zice, noi, preoții de mir, am făcut teologia, zice, noi suntem oameni deștepți și suntem puși să vă învățăm. Ăia sunt proști și, zice, i-a adunat grămadă la mănăstire și îi ține sub supraveghere, zice. Nu veți doar ei de asta nu umblă prin lume și stau la mănăstire, pentru că aia tot timpul e cu ochii pe ei. Că ăia, zice, te învață tot ce le trece lor prin cap. Ei, dacă n-au școală, n-o fi chiar așa. Că s-or fi adunat numai proști la mănăstire. Dar în părerea lui de a convinge-o pe babă că nu trebuie să se roage, i-a aruncat această zeflemea. Ei, ori eu vă spun, fraților, toți proștii patericului egiptean și pustiului sinaitic s-au rugat. Deci, au făcut cântări de noapte, privegheri, postiri, vegheri, dormiri în picioare, citiți numai viața lui Moise Arapu, Pahomi, Zosima, citiți viața Sfântului Varsanofi, patericul egiptean, patericul atonit, patericul sinait, Lavsaiconul. Și o să vedeți câtă nevoință pentru intrarea în rai fără păcate. Se duceau în pustie de tineri, nu curvari, nu bețivi, nu hoți, nu mincinoși, nu nimic. Și se osteneau toată viața și de-abia la sfârșitul vieții auzea glasul lui Dumnezeu. Hai, slugă bună și credincioasă, zice, că peste puține te-am lăsat și peste multe te voi pune. De ce? Nu-i dădea nici darul să învie morții, nu-i dădea nici darul să prezică viitorul, nu-i dădea nici darul să tămăduiască boale, ci-i dădea darul să-și vadă păcatele și să le plângă. Al de pafnute sau pitirim, care pentru o pară furată a plâns toată viața. Iar noi îi furăm vaca vecinului și mergem și jurăm la biserică. N-am pus mâna pe ea. Păi n-ai pus mâna pe ea, că ai dus-o de funie. Deci trebuie să stăm bine, să stăm cu frică și să luăm aminte. De ce? Pentru că de nu ne vom ruga în duș în adevăr, vom pieri cu toți în focul veșnic. Amin. Amin.